Este cel mai mare stârc de la noi. Este complet albă, este lipsită de acea podoabă a cefei cu penele alungite. La egretele tinere, juvenilii, sau la păsările care nu mai sunt în perioada de reproducere, ciocul este galben. La păsările care sunt în perioada de reproducere, ciocul este negru și doar la unele exemplare, la bază, se poate vedea așa o umbră de galben. Preferă zonele cu apă mică, zonele cu canale, zonele liniștite din delta Dunării. Când zboară, gâtul nu stă întins ca la barză sau ca la țigănuș sau la lopătar. Gâtul stă în permanență întins. La stârc, doar la plecare, la decolare, gâtul este întins și după aceea se transformă într-un S și se trage, așa că pasărea pare scurtă, cu picioarele lungi în spate, dar doar cu ciocul ieșit în afară. Hrana egretei mari este formată din pești de dimensiuni relativ mici și anfibieni. Tehnica este de așteptare a peștelui. Gâtul acesta este extrem de puternic, ca un arc, și când țintește, a văzut peștele, e capabil să perforeze capul unui cara sau al unui crab. La nivelul rezervației biosferei Delta Dunării, este în lista roșie a rezervației biosferei Delta Dunării ca specie vulnerabilă. Pasărea aceasta a avut un destin care putea să o ducă la marginea prăpastiei, cel puțin la noi. Începând din evul mediu, a fost o prigoană pentru penele scapulare, penele care cresc de pe spate și sunt podoaba pentru perioada nupțială. Au fost râvnite și invidiate și dorite. Bărbații le-au purtat. Domnitorii români, pe la Căciulă, cred că și Mihai Viteazul avea o pană de egrete. A fost o prigoană extraordinară. În urmă cu 80 de ani, oamenii de știință, Academia Română, au decis să intervină și să impună un regim de protecție. Pasărea a fost declarată monument al naturii. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.